să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci, de fapt, ce înseamnă? Ne-a pus iubirea în prim plan. Prima dată e Dumnezeu, care El ne-a făcut și Lui datorăm totul și după aia aproapele. Și cum a pus? Nu că-L punem pe aproapele mai presus pe noi. O spus ca pe tine însuți. Ți-i foame, ții. Mă, dai foame și la amărâtul ăla dincolo. Ți-i sete, ții. Sete și la celălalt. Ți-i fric, ții. Fric și la celălalt. Măi, am nevoia asta, dar și el are nevoia aceea. Adică întotdeauna te uiți, mă, dacă eu am asta și prisosește leac, de ce să nu-i duc și la cealaltă? Adică totdeauna să ai o mână întinsă spre cealaltă. Deci asta ne spune Dumnezeu tot timpul. Și după ce ajungi la iubirea de sine, nu te mai interesează ceilalți. Tot te uiți la tine, măi, eu să am, eu să fiu, eu. Și după aia intervine mândria, care ce spune iară la Sfânta Scriptură? Zice Dumnezeu celor smeriți de har, celor mândri le se împotrivă. Bună seara! Suntem din nou la podcastul lui Damian Drăghici. Avem iarăși din nou o ediție specială de la Muntele Athos și de data aceasta este pentru mine o mare, mare onoare și mi-am dorit de foarte mult să fac un podcast cu o persoană foarte, foarte specială nouă tuturor creștinilor ortodoxi, mai ales că este în ajunul Crăciunului această ediție specială dedicată tuturor românilor de pretutindeni. Am alături de mine pe cineva care nu cred că mai are nevoie de vreo introducere, pe Părintele Pimen, de la Biserica Intrarea Maicii Domnului, de la Schitul Lacu, din Muntele Sfânt. Doamne ajută, Doamne ajută. Venit, să ne ajute Maica Domnului în toate. Vă mulțumesc mult că ați acceptat să facem acest podcast. A, păi dacă ați venit acum, ce era să faci? Trebuia să acceptăm acum. Eu am zis așa, dacă e de la Maica Domnului, o să ajungeți. Exact. Și zisese părintele că trebuia să ajungeți cu o zi înainte și zic, înseamnă că a început bețele în roate, cum se zice, să ies când ajung. Că am zis că așa, ce e de la Maica Domnului se face, ce nu, ea le rândește. Eu întotdeauna zic, Maica Domnului, când zice, știu eu, oricine, că vrea să vină să facem ceva, zic, Maica Domnului, dacă e de folos, ajungă, dacă nu, nu. Și dacă îngădui Maica Domnului să ajungeți, mai departe ea știe, ce e. Când ne punem. Când ni se pun bețe în roate, e bine să ne oprim la prima încercare grea sau noi să continuăm să luptăm împotriva acestor bețe în roate? Nu, trebuie să ne oprim la prima. Pentru că spune la Evanghelie, cereți și vă se va da. Adică trebuie să cerem, trebuie să insistăm. Dar dacă vedem că lucrurile totuși încercăm și nu se rezolvă nimic, atunci trebuie să ne oprim. Dar nu ne oprim din prima. Am dat de greu, gata, nu. Deci depunem efortul omenesc, cum se zice, cerând ajutorul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-mă, dacă e voia ta să fac lucrul ăsta, Maica Domnului, nu mă lăsa. Și atunci noi ne luptăm, exact cum mai dădeam eu exemplu. Zic, mă, ai roaba în față, plină cu pământ. Și tu spui, Doamne ajută, Doamne ajută, dar nu pui mâna pe ea să împingi. Băi, fă de trei ori cruce, zi, Doamne ajută, pune acolo și transpir, împinge la ea. Și dacă vezi că chiar ai încercat o dată 10 ori, ai transpirat și n-ai putut, mai strigi pe cineva să te ajute. Dar tu, și tu nu te oprești. Da, tu efortul tău îl faci, cum se zice omenesc. Deci în limita care se poate. De asta noi, adică strigăm la Dumnezeu, ne dăm silința, dar dacă vedem că într-adevăr într-un lucru s-a pus odată, două ori, de trei ori și așa mai departe, atunci ne oprim și spunem, Doamne, înseamnă că nu-i voia ta, arată-mi tu altă cale pe care să merg, dacă aici anume mai este de folos lucrul ăsta. Când nu sunt curat în minte sau în suflet, asta înseamnă că sunt cu necuratul sau înseamnă că nu sunt în Iisus sau înseamnă că doar eu am îndoieli? Ce se întâmplă? Curați nu suntem niciodată. Pentru că noi aici pe pământ, adică cât de scurt ar fi viața noastră, deci gândurile vin. Noi nu le putem opri. Și de asta, adică venind gândurile, nu înseamnă că să ne îndulcim cu ele, dar e de ajuns că vin. Și atunci încearcă să ne murdărească în toate felurile. Deci nu putem spune că suntem curați. Niciodată nu suntem curați, dar ne luptăm spre așa ceva. Și alta e, să, de exemplu, să te lupți, să îngenunchezi, cum se zice, ca la orice luptă, îngenunchezi, te ridici, iar, dar să nu pierzi ținta ta. Deci atâta timp cât tu te lupți
Și ai direcția, măi, eu trebuie să ajung la poarta aceea, da? Și eu mă lupt, indiferent ce piedici am, eu mă lupt să ajung acolo. Deci eu nu-mi pierd direcția mea. Nu înseamnă că sunt, cum a zis, cu necuratul, pentru că eu, adică, cad în genunchez, iar mă ridic. Nu, pentru că acolo spune, nu puteți sluji la doi domni. Sau lui Dumnezeu, sau cu mamona. Sau pe unul vei iubi și pe celălalt îl vei urî. N-ai cum să slujești la doi. Dar ce înseamnă? Noi ne luptăm să, cum zice, ne apropiem de Dumnezeu, să-L slujim pe Dumnezeu. Ei, dar pentru că parcurs avem căderi, ridicări, cum se zice, în genunchiem, iar ne ridicăm, dacă noi nu ne pierdem direcția, noi ne spovedim, noi ne luptăm, atunci noi suntem cu Dumnezeu. Dar pentru că nu vedem când vine de pe front cineva, care a luptat și el cum a putut, altul vine fără un picior, altul vine bandajat la cap, altul rănit, și primez medalii. Deci nu primesc cei care vin spre domnului, ăsta n-are nicio rană. Deci ăsta sigur nu a luptat el cum trebuie. Eu mai stat pe la bucătărie, eu mai stat după colț. Deci ăsta a luptat. Așa și Dumnezeu. Deci nu ne vrea că trebuie să fim perfecți, dar vrea să ne vadă că luptăm și nu cedăm la luptă. Nu contează. Cădem, ne ridicăm. În momentul în care am căzut, repede alergăm la duhovnic. Părinte, uite, am căzut, ajută-mă să mă ridic. Ni dă un sfat, ni dezleagă și mergem mai departe. Important este să și știm unde vrem să ajungem. Păi da, noi întotdeauna trebuie să ne fixăm direcția de la început. Unii vreau să ajung. Deci am venit de la Dumnezeu și acolo menirea, plec. Scopul, acolo unde vreau să ajung. Deci pentru că noi sufletul nostru nu spune că Dumnezeu ce-a făcut. O lua pământ, țărână spune. Și l-a făcut pe om. Țărâna asta, frumos explic univa că în momentul în care Dumnezeu a luat țărâna asta, a pus în om tot ce există din lumea asta, substanțele care există în pământ, metalele ce există, există în om, în cantități infime. Ei, Dumnezeu, adică de asta arată perfecțiunea lui Dumnezeu, că oricât ar încerca omul, nu mai poți face așa ceva. Dar era mort omul ăsta. Ei, și ce-a făcut Dumnezeu? Și că a suflat suflare de viață. Și asta ce înseamnă? Scânteie dumnezeiască, o fărâmă din Dumnezeu, ne-o dat Dumnezeu. Duhul. Deci asta înseamnă că noi, ceea ce facem acum, când vorbim, când ne mișcăm, doar vedem un om când pleacă din lumea asta, rămâne trupul ăsta mort, țărâna, care orice ei face nu mai simte nimic. Deci, de fapt, sufletul e care îi dă viață. Ei, și în momentul în care pleacă sufletul, unde se duce? Se duce din nou la Dumnezeu. Vrea, nu vrea, deci el se duce la Dumnezeu și dă socoteală pentru ce a făcut aici. Deci scopul nostru ne-a adus aici pe pământ să plecăm tot la Dumnezeu. Deci nu există alt scop la om. Când îi pierdem noi pe cale, colom razna, cădem capul într-o parte în alta, dar să ne rugăm ca Dumnezeu să ne lumineze tot timpul, să nu pierdem calea. Adică chiar din mai cădem, chiar din genunchem, să nu pierdem. Și scopul nostru care-i? Spre Hristos, spre Dumnezeu. În momentul în care începem să, cum se zice, să începem să dăm din coate și cu vrăjmașul și cu așa, deja atunci suntem trădători. Altceva să cazi fără să vrei și altceva să fii viclean. Nu vedem la Tatăl nostru, că la noi în unele locuri s-au mai schimbat și zice cine izbăvește de cer rău. Nu, acolo se referă că exact traducerea din grecește a putut păniru de cel viclean. Deci vicleanul ce înseamnă? Vicleanul are mai multe fiețe. Ăla niciodată nu-ți spune, zâmbești în față și te înjunghi pe la spate. Ăla rău știi că exact ca un câine rău. Vine și te latră și fugi direct. De el. Da, ăla te latră și tu fugi de el, s-a terminat. Ăla ți arată pe față, băi, eu-s rău, de mine, dacă vii, ți arăt eu ție. Ei, cel viclean zice, vină, cum să nu? Îți spune vinul ăla mai bun și îți spune și o travă în ea. Adică tot timpul ăla e cu două fiețe. Și de asta diavolul e numit viclean. Și de asta spune că omul viclean, zice ăla, e cel mai rău, trebuie să fugi de el, rău, pentru că zice Dumnezeu, toți au făcut bun, dar omul care ajunge la viclenie, deja ăla trebuie să-i leviți, că nu știi niciodată trebuie ce să, trebuie să fugi de el ca de... Da, deci nu-i dorești rău, te rogi pentru el, dar leviți, pentru că ăla viclean totdeauna niciodată nu-ți arată adevărata față. Deci întotdeauna el se poartă frumos, îți arată că-ți vrea numai binele și ăla îți face cel mai mare rău, pentru că el, adică spunem ceodată, îi zicem viclean, deja stăpânul lui diavolul, zice. Pentru că diavolul e numit viclean și în momentul în care un om devine viclean, zice, începe să-i slujească lui. Și atunci noi ușor, ușor ne depărtăm de el, ca să nu ne pierdem scopul nostru, că după aia ușor, ușor ne atragem în cursele lui și putem și noi, fără să ne dăm seama, să o luăm spre lucrurile astea. Nu vedem în toată lumea asta, au apărut atâtea erezii, atâtea nebunii, atâția fiecare, se închină la nu știu ce. Ăștia toți, ca să câștige adepți, o folosesc viclenia. Adică îți pune o direcție, ceva, că să vezi, că nu știu ce, și te deviază de la adevăr. Și cine e adevărul? Hristos.
Deci nu există alt adevăr. În momentul în care te-o devia de la Hristos, înseamnă că caută să te atragă după El. Dacă El și așa s-a pierdut, că zice doar diavolul face lucrul ăsta. Că diavolul, pentru că știe că locul lui o să fie în iad, la urmă s-a pierdut, și ce zice? Măi, să atrag cât mai mulți după mine. Dacă și așa și eu mă duc acolo, cel puțin se arăt la Dumnezeu că i-am furat cât mai mulți posibil. Și El duce lupta asta permanent. Și ia gândiți-vă, noi la urmă, dacă ne ducem la Hristos și să uită-mă, da, eu nu văd nicio faptă din care am spus eu să faci. Porunci acolo, să nu faci rău, să nu știu eu, să nu furi, să nu desrânezi, să nu cutare. Adică toate astea tu le-ai făcut și nu te-ai căit pentru ele, că ți-am dat spovedanie cutare. Deci înseamnă că tu nu mi-ai slujit mie. Du-te la stăpânul tău și automat te duci la stăpânul la care ai slujit toată viața. Și cum ți-ai încheiat viața? Că zici, un om chiar de-o greșit, dacă el dacă apucă să spovedească și chiar de nu apuca pocăință, dar s-a spovedit și a plecat din lumea asta. Zice, de ce o îngăduie Dumnezeu? Avem Sfânta Liturghie, avem rugăciunile, care prin rugăciunile astea, el chiar de nu a apucat să-și tragă canonul lui, că a făcut greșeli în viața lui, dar și chiar de se duce în iad, și spunea frumos Părinte Cleopa la Siestrea, zice, zilnic sute și mii de suflete ies din iad și se ridică la cer, așa cum cad fulgii de zăpadă, așa se ridică, prin rugăciunile, pomenirile care se fac la Sfânta Liturghie pentru cei plecați din viața asta. Și de asta au lăsat Dumnezeu asta, prin rugăciunile astea, să-i scoată și pe cei care s-au spovedit înainte de moarte, dar pentru că viața lor nu a fost plăcută lui Dumnezeu, nu a apucat să o leacă să-și spele lucrurile astea, adică cum se zice. Și atunci se duce la Dumnezeu rugăciunile bisericii, pomenirile care se fac, după un timp îi scoate de acolo. Există șansa asta, dar în momentul în care tu ai murit în viclenie, fără spovedanie, făcând rău tot timpul până în clipa morții, la tine s-a terminat. Adică ești trimis direct acolo și nu mai ai nicio șansă. Ce înseamnă pocăință când spuneți pocăință? Pocăință ce înseamnă? În primul rând, când te trezești tu ca om, să zicem așa, din păcate, din toată nebunia asta a păcatului, să-ți ceri iertare la Dumnezeu. Doamne, iartă-mă, iartă-mă, Doamne, uite ce am făcut, uite ce prăpăd am adus în urma mea, la oameni, la tot ce în jurul meu am făcut numai rău, iartă-mă, Doamne. Și după aceea, deci începe căința asta la om, care se căiește, după aceea, deci este căința în fața lui Dumnezeu, dar noi avem dizlegarea, nevoie de dizlegarea pentru păcatele astea și atunci vedem ce-a făcut Mântuitorul, o dat la apostoli. Luați Duhul Sfânt, cărora veți dezlega păcatele, vor fi dezlegate, cărora veți lega, legate vor fi. Și atunci noi avem nevoie, că prin apostoli s-o da la episcop și la preoți, lucrul ăsta. Avem nevoie de dezlegarea păcatelor. După aia ne ducem și ne spovedim, spunem totul acolo la duhovnic ce am făcut și duhovnicul tot. Face. Tot ce am făcut. Pentru că dacă ascunzi unii, îi zice degeaba, adică înseamnă că ești viclean. Îi spun asta, să dau bine în fața duhovnicului. Nu, eu mă duc acolo, nu mă spovedesc în fața duhovnicului. Eu, de fapt, în fața lui Dumnezeu mă spovedesc, dar Dumnezeu a lăsat ca să ne izmerim să fie tot pentru un om. Și atunci mă duc frumos la omul ăsta și îi spun, părinte, uite, asta am făcut, asta, asta. Și preotul ce face? Cu puterea care mi-este dată ca duhovnic așa, te ierși și te dezleg de toate păcatele. În momentul ăla, dacă tu te-ai dus cu pocăință, te-ai spovedit, s-o ștergi totul. Și zice, asta e lupta cea mai mare a diavolului, care el o viață schinuiește să-l tragă pe un om după el și la urmă în 5 minute ia totul. Și atunci ce face diavolul? Zice, cea mai mare, așa să zice, cel mai mare război care îl duce cu omul să amâne. Nu azi. Îți vine gândul, mă duc să mă spovedesc, caut un preot. Diavolul zice, nu azi, dar nu vezi că ai treabă, lasă că te duci mâine. E amânarea doar pentru pocăință sau în general amânarea este cu diavolul? Amânarea e a diavolului întotdeauna. Orice fel de amânare. În orice, în special asta care îi spre a face un bine, de a dicăi de păcate, de a te spovedi, deci totul ce merge spre bine, alta e să amâni când să zici că ești luptat de băutură, de fumat și spui, băi, azi nu mai fumez, las că ai fumat mâine. Dar și dacă ai muncă sau dacă ai ceva de făcut și amâni? Toate intră sub un păcat, pentru că orice amânare e un timp pierdut. Pentru că tu, de exemplu, zici, băi, las că stau și dorm, mai munci mâine. Mâine poate plouă și n-apoi să mai faci. Păi mâine și așa mai departe. Bun, luăm în astea materiale, dar după aia și în cele duhovnicești. Vrei să te duci și te spovedești. Tu zici, nu azi, mâine, mâine, poi mâine. Lasă.
Întotdeauna există un mâine. După aia vrei să, băi, mă duc, uite, săraca familia, ce are 10 copii, n-au ce mânca. Ia să vedem eu ce în plus pe acasă, pun în mașină să duc. Ei, las-o obosit, las că mă duce mâine. Ia să mă duc, nu știu ce să fac acolo. Ei, las că mă duce mâine. Mâine intervine altceva, păi mâine altceva. Și la un timp poate îți vine o boală și nu mai păsa și nimic din toate astea care puteai să le faci și nu le-ai făcut. Le-ai dat deoparte și le-ai amânat. Și zice, cea mai mare înșelare a diavolului față de om e prin amânare. Prin asta îi spune, da, omule, așa este, te pedepsește Dumnezeu cu tare, dai timp. Că zice, el începe de mic, când e copilul, copil, așa, când mama să-l ducă la biserică, îi vine în gând lui, păi, dar eu trebuie să mă joc. Și tot, mamă, dar nu pot azi, dar lasă-mă, da, cu tare, măi, hai nu mâncați, cu uite, te împărtășești, mergem la biserică. Diavolul îi pune în minte chiar de copil. Ia du-te, muci bunii mărul ăla, mănâncă-l ca să nu se împărtășească. Deci tot timpul, ca și copil, diavolul încearcă să se folosească. După aceea crește, se duce la școală. Iar ca și copil la școală, cu tare, tot timpul iar îl pune să amâne. Tot ce ține, să o ajute pe mama să facă și el o ascultare, cumva că este respectul față de cei mai care te cresc, care așa, tot timpul să amâni lucrurile astea. Adică te ia ușor să te obișnuiască cu amânarea. Și după aceea trebuie să te duci și tu să te povedești, începi să crești, începi să ai contactul cu lumea, cu toate. Ei, nu acum, ia că ești tânăr, ia te distrează viața înainte. Deci, te duci să îngropi viața, spui la popa tăi să-ți dai canoane, nu te mai lasă să mănânci, nu te mai lasă să te distrezi, îți vine cu toate astea. Deși să te căsătorești sau să faci copii și vei să amâni, tot nu-i bine. În toate. Deci diavolul folosește. Băi, tu te trăiești și tu viața, fieti sunt de ajuns, las că ai stilegi la cap mai târziu. Și te pune și trăiești cu 10, cu nu știu câte fieti și așa mai departe, păcate, avorturi, istorii și las că este timp. Și trezești pe la 40 de ani și necăsătorit și toate și te uiți în urmă că viața s-a dus și a trecut pe lângă tine. Și tu, de fapt, ce lași în urmă? Și după aia tot mai departe. Sau poate te căsătorești și îți spune, păi ai copii acum, ce biserică, ce aștept, odihnește, du-te și tu în concediu, nu știu unde. Adică te deviază de la tot ce ține de Dumnezeu. Și care, de fapt, aceea e realitatea, aceea e, cum zici, folosul tău a sufletului. Ia să o luăm așa, o familie, da? Să zicem că e sâmbătă, duminică. Se duce sâmbătă seara la o distracție. O familie tânără sau ceva. Și se duce și beau toată noaptea. Și vin duminică dimineața, chiore, acasă, dureri de cap. Cine se mai duce la biserică? Vin, vomită toată ziua duminică, aia le-i rău și îi spun că s-au distrat, da? Altă familie, să zicem că sâmbătă seara, se duc și fac o plimbare undeva. Se plimbă, se bucură și așa și se întorc acasă, că Domnul postea toată noaptea. S-au făcut noapte, se întorc acasă, s-au odihnesc frumos dimineața, aranjați, au făcut un duș, s-au îmbrăcat frumos, se duc la biserică. Se duc la biserică, stau la slujbă, se împărtășesc și după slujbă eu o masă univa, pot să duc la iarbă verde o masă, se duc la o, să plimbi, că la o mănăstire, că pe un munte cu apă univa și ajung duminică seara acasă. Și atunci vedem cum arată unii și alții, cei care s-au distras sâmbătă noaptea și tătă duminică au dormit și duminică seara au dureri de cap și nu știu ce cu ei. Sau aceia care s-au plimbat frumos, s-au dus duminică la biserică, s-au bucurat de rugăciuni, din părtășani și duminică după amiază s-au și relaxat împreună și duminică seara sunt îmbrățișați și bucuroși acasă, fericiți în familie, adică sunt cu mintea limpede, sunt bucuroși, nu-și amintesc acelanți care s-au distrat că nevasta parcă s-a uitat după ăla sau soțul după cealaltă și încep bătăile duminică seara. Deci ca să vezi de fapt cine se distrează și cine nu când tragi linii, nu cei care li s-au părut că s-au distrat, sau ba, cine am drogat și grozav am făcut, da? Și care sunt urmările? Noi întotdeauna trebuie să vedem, mi-a plăcut un lucru la romani. Deci aveau un obicei, cum era pe timpurile vechi. Deci în fiecare seară aveau univa o grămăjoară de pietre albe și negre și aveau două coșuri. Și în fiecare erau unii care erau mai filozofi așa. Și în fiecare seară, zice, stătea 10 minute și se gândea cum a fost ziua de azi, albă sau neagră. Adică am făcut mai mult bine sau mai mult rău. Și atunci dacă își gândea, măi, am făcut mai mult bine, pun o piatră albă în coș. Sau dacă zicea, am făcut mai mult rău azi, uite, am supărat pe cei, cu tare, puteam să fac aia, n-am făcut, punea o piatră neagră. Și o să că la sfârșit de an numărau pietrele, să vedem anul ăsta l-am câștigat sau l-am pierdut. Ce frumos! Adică era cumva așa o luptă a lor ca să predomine prin a face binele. Deci ăsta trebuie să fie scopul vieții noastre, a face binele, că de asta ne spune și Dumnezeu acolo. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din tot sufletul, din tot cugetul și din toată inima ta și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Deci, de fapt, ce înseamnă? Ne-a pus iubirea în prim plan. Prima dată e Dumnezeu.
care El ne-a făcut și Lui datorăm totul și după aia aproapele. Și cum a pus? Nu că-L punem pe aproapele mai presus pe noi. O spus ca pe tine însuți. Ți-i foame, ți-i. Mă, dai foame și la amărâtul ăla dincolo. Ți-i sete, ți-i. Sete și la celălalt. Ți-i fric, ți-i. Fric și la celălalt. Măi, am nevoia asta, dar și el are nevoia aceea. Adică întotdeauna te uiți, mă, dacă eu am asta și prisosește leac, de ce să nu-i duc și la cealaltă? Adică totdeauna să ai o mână întinsă spre cealaltă. Deci asta ne spune Dumnezeu tot timpul. Adică nu stă să strică la tine acasă, acolo las că o să-mi trebuiască și cealaltă poate moare, n-are ce mânca. Iar intervine că las că eu îi da, las că o-i face. Nu! Asta cu dragostea de sine, părinte, iertați-mă, în ultimii ani poate a fost puțin înțeleasă greșit. Că tu spune, adică cum îl iubești pe aproapele tău, trebuie să te iubești pe tine. Și mulți au înțeles că trebuie să fie o iubire de-asta vanitoasă. Asta știți, Dunii, îți influență orientale tot. Ca aceea merg să te cunoști pe tine, să te iubești pe tine, să ajungi tu la nu știu ce. Totul să te întorci numai spre tine. Deci cei lanți îi dai deoparte, spre tine. Și de aici, pentru că tot influențele astea s-au extins, pe mulți au adus că, domnule, stai, eu trebuie să fiu bine, eu trebuie să fiu. Și după ce ajungi la iubirea de sine, nu te mai interesează ceilalți. Tot te uiți la tine, măi, eu o să am, eu o să fiu, eu. Și după aia intervine mândria, care ce spune iară la Sfânta Scriptură? Zice, Dumnezeu celor smeriți de har, celor mândri le se împotrivă. Ce înseamnă asta? Devenim luptători cu Dumnezeu și o să biruim noi împotriva lui Dumnezeu vreodată? Nu vedem, o încerca și diavolii și toți. Și toți au căzut în cel mai mare adânc. Deci, iar Dumnezeu zice, celor smeriți le dă har. Și asta înseamnă că noi trebuie să trăim în smerenie. În momentul în care eu mă privesc ce grozavă sunt eu, ce bun sunt eu, deja eu mă ridic împotriva lui Dumnezeu. Deci eu am nevoie să mă smeresc tot timpul. Pentru că zice omul smerit, ce înseamnă? El se vede jos. Și de unde poate să cadă omul care e jos? El e acolo jos, bă, ce e jos? Deci omul ăla nu mai cade. Dar în momentul în care tu ți se pare că ești univa sus, exact ca pe un balon de ăla, care în momentul când ți-l-o înțăpa cineva, te-ai dus de pământ și vezi cine ești cu adevărat. Pentru că zice, omul care se mândrește, Dumnezeu îl lasă un timp. Dar la un moment dat încăduie o cădere mare. Exact cum a fost și la diavol, lucrul ăsta. Căderea din aia, cei mai mari îngeri, cum erau, până în fundul iadului. Ei, se găduie o cădere mare ca om. Și tu, pentru că ai fost obișnuit tot timpul, ce grozavă sunt eu, ce frumos sunt eu, ce deșteptă sunt eu, ce bogată sunt eu, când ai ajuns la căderea aia, ai dat în deznădejde. Că tu nu ai de ce să te sprijini. Că tu te-ai sprijinit pe bani, pe putere, pe cei din jur și vezi că au dispărut deodată toate astea. Și atunci tu n-ai de ce să te agăți. Și atunci dacă luminează Dumnezeu, cum se zice, și tu ai ceva bun sau cineva să roagă pentru tine, te agăți de Dumnezeu atunci și poți să te ridici ușor, ușor și îți dai seama ce valoare au toate astea materiale. Dar dacă nu ai lucrul ăsta, vedem o grămadă de oameni mari care au căzut și s-au dus și-o la viața. Adică odată în partea ailantă, pentru că nu știe cum să gestioneze. Da, ei când au văzut că au ajuns la momentul în care tot în ce-o crezut ei, că de fapt devenise un fel de Dumnezeu al lor toate astea, și au văzut că gata, s-a terminat, a murit Dumnezeul ăla care l-aveau ei. Deci nu mai au de ce să se agățe. Dar noi care știm că Dumnezeu e întotdeauna acolo, indiferent ce trecem aici pământ, căderi, ridicări, știe Dumnezeu. Dumnezeu, dacă mi-a îngăduit căderea asta, El poate și să mă ridice. Dacă mi-a îngăduit ca eu să pierd tot, mâine pot să mi le dea la loc. Ce-i Dumnezeu, ce-i la Dumnezeu să zice, El a zis și s-a făcut. Vedeți tot ce e în jurul nostru, toate frumusețile astea, a zis și s-a făcut. Ce nu poate acum Dumnezeu din nou să ne dea de 100 de ori mai multe lucruri? Poate ești un simplu agricultor și ai și tu 2-3 hectare de grâu, dar poate Dumnezeu spicul ăla, fiecare fir de ăla să scoată 5 spice. Tu să scoți recoltă de 5 ori mai multă și deodată să-ți refaci tot ce ai tu. Deci la Dumnezeu orice e posibil, dacă știi când e de folos. Am o întrebare, părinte, să rămână, mulțumesc. Când mi-e frică, sunt cu celălalt și când sunt în dragoste, sunt cu Domnul Iisus? Nu, deci nu trebuie să punem așa, sunt cu ăla sau nu cu sunt cea. Ce se întreabă? Zice, frica e de la diavol, frica. Și de unde vine frica? Vine din necredință. Și atunci nu înseamnă că sunt cu celălalt, dar celălalt mi-aduce frica și în felul ăsta încearcă să mă depărteze de Dumnezeu. De ce? Pentru că nu sunt eu în credință. Sunt pierd nădejdea în Dumnezeu. Deci mă ia frica și noaptea, zice, mergi pe drum și te ia frica. Și văd eu, dacă iese ceva, dacă iese de acolo, dacă cu tare. Și eu ce se întâmplă? Stând în starea asta că dacă, eu nu mă mai rog, nu mă mai gândesc la Dumnezeu și un timp pierdut în stare de panică care și eu, trupul meu, tremur de frică.
Și atunci nu are niciun folos și când ajung acasă, eu ajung, cum zice, cu inima în pioneză de la frica aceea care am trecut-o, că a trebuit să merg o dacă oră. Dacă mai ajung acasă, da, așa prima. Deci, vedem adică cum frica asta ne face rău, dar dacă în momentul eu le spun, dar stai un pic, ce a spus Dumnezeu? Că niciun fir de păr din capul omului nu cade fără îngăduința lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu știe că eu să pățesc ceva, o să îngădui să pățesc. Dar dacă știe că nu, atunci pot să iasă toate fiarele pădurii, nici nu mă văd. Și eu frumos fac o cruce și merg mai departe. Și încep să zic o rugăciune. Dacă nu pot depășesc în minte cu rugăciune, încep să zic cu voce tare rugăciune. Cânt o cântare lui Dumnezeu, un psalm ceva. Și merg frumos prin pădure. Știu cum părinții cu ani în urmă, când eram la chilea cealaltă, avea oarecum frica asta noaptea când ieșea prin păduri, care îi firească într-un fel. Duci noaptea întuneric, nu vezi, la timpul ăla nu exista nici măcar cu felinarul, mergeai prin păduri, acum ce spun eu, cu vreo 25 de ani. Și s-a dus la duhovnic și o spune, te noaptea mi-e cam fric, uite ce faci de acum. În fiecare noapte, pe la 12 noaptea, ți-ai luat felinarul când e mai întuneric și te duci și te plimbi o oră prin păduri. Ca să depășești de asta și te rogi. Te rogi tot drumul, te rogi tot drumul. Și se ruga, continuu. Îți ruga o leacă să audă el, ca să poată ține mintea. Și așa frumos se plimba în fiecare noapte, câte o oră cu felinarul, până o depăși lucrul ăsta. Deci noi trebuie să ne luptăm cu lucrurile astea, dar cu nădejde mare în Dumnezeu. Adică trebuie să ne fie clar că nimic în lumea asta nu se întâmplă, nu se face fără îngăduința lui Dumnezeu. Nu toate sunt după voia lui Dumnezeu, dar cu îngăduința lui Dumnezeu. Că vedem atâtea nebunii în lumea asta rele, nu înseamnă că e voia lui Dumnezeu să facă alea rele, dar le îngăduie Dumnezeu. Stă deoparte și ne lasă nebunia noastră. Noi vrem să pornim un război. Noi zicem, bă, treaba voastră, dar suportați consecințele. Și atunci Dumnezeu stă deoparte, cum zice, spune pe scaun și poftim. Vreți să vă bateți, băteți-vă. Dar să vedeți la urmă consecințele. Ce o să pierdeți, cât o să vă moară, ce o să faceți cu țara voastră, asta-s treaba voastră. Pe mine m-ați dat deoparte și v-ați pus interesele, acum trageți consecințele la urmă. V-a fost frică vreodată? Frică. Mi-amintesc când eram copil. Eu am stat la țară, unde casa părintească și nu numai că la țară, era pe o uliță de asta și era ultima casă în câmp. Unii de la ultima casă, să zicem așa, era un gol, vreo 102 de metri și pe aia ultima casă în câmp. Și acolo iarna era zăpezi de alea, de un metru, doi, trei, se punea troienii de alea, de treceai ca peste casă, pe ele, așa era la timpurile cealea. Și duminică seara, de obicei, se dădea film la căminul din sat. Era 2 km până acolo. Și eram copil și eu, la 9 ani, la 10 ani, la cât eram așa, la 12 ani atunci, și mă duceam și eu la câte un film. Când te duceai, te duceai pe zi. Dar tot mai începea filmul undeva așa, se făcea întuneric și când vineai deja, mai ales în perioada aia, pe la 10, se lua curentul. Și atunci nici nu era la stâlpi, mai ales pe ulițele astea, ca să fie becuri puse. Nu era. Și dacă se lua curentul, deci întuneric, întuneric beznă. Deci eu mergeam pe strada aia, era, dunii ieșeam de la asfalt care o lua, era aproape 500 de metri, știam că e dreaptă, dar nu vedeam nimic dreapta stânga. Suntem născuți în același an, așa că știm exact. Da. Și mergeam, știți cum, atât era de întuneric, mergeam cu mâinile în față, nu cumva să deviez o leacă la drum, să mă lovesc într-un stâlp sau ceva. Și gândiți-vă, câini, uneori poate chiar lupi, de prin partea aceea s-auzeau urlând. Și eu, un copil la 10 ani, singur. Și vă dați seama cum mă rugam eu atunci. Deci nu mă predomina frica în sensul că nu mă mai rugam. Cred că atunci au fost cele mai puternice rugăciuni. Doamne, Maica Domnului, nu mă lăsa. Că dacă ajung bine acasă, duminica viitoare nu mă mai duc la film. Dar duminica viitoare iar eram la film, știi? Dar atunci, vă leu, deci cred că atunci nu mai auzeam nimic, nu mai vedeam nimic decât Dumnezeu, rugăciunea, știam că e scăparea mea. Pentru că omenește, nu exista nimic ca să spun, Domnule, mă ajută cineva, mă salvează. Nu. Și atunci, deci, frica asta m-a obișnuit să mă rog cu adevărat. Și multe au fost în viață așa, care în momente de astea grele, care ancorarea era în rugăciune. Deci, când ne este frică, pentru cei care se uită la noi, părinte, când ne este frică, când suntem anxioși, când avem stres, ar trebui să ne rugăm. Rugăciunea. Deci e salvarea noastră. Sau înseamnă că nu ne rugăm destul, da? Ajungem să tocmai de aia, că dacă omul s-a rugat tot timpul, n-ar avea timp să gândească la frică. Ce rugăciuni ați recomanda pentru perioada asta unde oamenii au frici, au anxietăți și au tot felul de stres, atacuri de panică? Ce ați recomanda? De obicei, rugăciunile scurte, că în alea lungi, uneori te pierzi. Te pierzi în ele și nu mai știi ce zici. Și atunci poți zice și simplu, să încep cu Doamne miluiește, Doamne ajută-mă, Maica Domnului nu mă lăsa. Deci repezi lucrul ăsta.
sau Doamne Iisus Hristoase, miluiește-mă, sau rugăciuni scurte, nu lungi, dar le repezi continuu, strigi continuu, Maica Doamne, ajută-mă, nu mă lăsa, uite, ajută-mă, îs necăjit, uite, oamenii vor să-mi facă rău, sau Maica Doamne, mi-e frică, ajută-mă, salvează-mă, îs bolnav, uite, mă duc la doctor, Maica Doamne, vină tu acolo și ajută-mă, rezolvă tu problema, adică întotdeauna discuția asta directă din toată inima, că este o vorbă, ce pleacă de la inimă la inimă se duce. Și dacă noi din toată inima cerem la Maica Domnului, Maica Domnului, ajută-mă, să duci, cum zice, direct la inima Maicii Domnului. Și Maica Domnului are inimă de mamă, care a suferit, care a trecut. Și atunci vine și ne îmbrață, da, copilul meu, ce nevoie ai? Și atunci vine și are grijă de noi. Deci trebuie lucrul ăsta cu toată inima, în special la Maica Domnului. Eu mă repet lucrul ăsta cu Maica Domnului, pentru că, vedeți, ai Sfântul Munte, e numit Sfântul Munte Atos, grădina Maicii Domnului. Adică e ținut în brațe de Maica Domnului și avem undeva frumos la Sfântul Marcu, că era Sfântul Grigorie, un sfânt mare, care s-a nevoit undeva aici în Sfântul Munte și avea ucenic Marcu. Și la un moment dat a fost chemat el să ducă, să fie făcut episcop și așa mai departe. Și de ascultare s-a dus. Dar ucenicul Marcu zice, părinte, dacă ucenicul Sfinției tale, unde te duci, acolo vin și eu. Dar cineva alt puznic a fost spus, vezi, tu să nu pleci. Când o să pleci starițul tău, tu rămâi aici în Sfântul Munte cu locul tău aici. De el, iubindu-l pe el, a vrut să plece. Dar Maica Domnului îl vroia aici pe Marcu, cum se spune ucenicul. Și în momentul, zice, când se iese din Sfântul Munte, a auzit o voce dulce de femeie, așa, zice, Marcule, Marcule. Și atunci a tresărit. Ce voce de femeie în spate? Și când s-a uitat, cu măreală spre capătul Atosului, a văzut tot Atosul transformat. Exact ca și cum ar fi din palate de aur tot, mănăstirile, tot păreau palate de alea înfrumusețate, iar în jurul Atosului au văzut un zid ca de cetate, tot Atos, cu ziduri de aur și așa aproape unul de altul, zice, erau îngeri de ăștia cu paloși, cu săgeți, cu tot, tot roată în jurul Atosului și se uitau spre mare dacă nu cumva se apropie cineva. Și deasupra Atosului de mărimi uriașă, Maica Domnului o crotea Atosul. Și el când a văzut atâta frumusețe și vocea dulce a Maicii Domnului și îl privea așa cu blândețe, că așa l-a cutremurat. Și a zis, părinte, iartă-mă, să rumâna, eu mă întorc înapoi de aici, nu mai plec. Și atunci s-a întors înapoi când a văzut el duhovnicește, de fapt, cum i-a coperit, protejat Atosul de Maica Domnului. Și atunci, deci era ca un zid tot roată, îngerii păzeau și Maica Domnului le acoperea. Deci asta înseamnă Atosul. Deci de 2000 de ani vedem aici, hai, mai puțin de când a început, dar de fapt Maica Domnului a venit ea de pământ, îți 2000 de ani. L-a luat Maica Domnului în grija ei și Atosul nu s-a pustit niciodată timp de atâta timp. Deci el a fost cumva ținut în brațe de Maica Domnului. A trecut și el greutăți, a fost și turci, a fost de toate. Deci toate astea, dar el l-a ținut în viață tot timpul și o dat sfinț permanent, pentru că Maica Domnului s-a ocupat și a avut grijă. Pentru cei care nu știu, părinte, iertați-mă, să le spunem puțin despre Muntele Sfânt, că e primul loc unde Maica Domnului a venit după ce după ce Domnul Iisus a înviat și e primul loc aici, da, unde a venit ea, nu? Deci Maica Domnului, vedem, după ce s-a Mântuitorul s-a înălțat la cer și după ce li s-a dat apostolilor misiunea la fiecare unde să plece în lumea asta, ea a plecat. Deci Maica Domnului a rămas cu Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Că spune acolo că însuși Mântuitorul de pe cruce a spus, fiul, iată mama ta, femeie, iată fiul tău. Adică prima dată când i-a zis femeie, nu i-a mai zis mamă, ca și concredințat-o, adică femeie, iată fiul tău. Adică eu plec, dar uite, de acum înainte el e fiul tău. Și zice, și din clipa aia Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan a luat-o pe Maica Domnului la casa ei, ca și mama, la casa lui, ca și mama lui. Și din momentul ăla, unde s-a dus el, a luat-o pe Maica Domnului cu el tot timpul. Și zice, când a venit timpul mai târziu, că Sfântul Lazar cel a patra zi înviat, care vedem în Evanghelie, spune, care murise deja de 4 zile, care avea surorile Marta și Maria acolo la Ierusalim și a venit Mântuitorul și l-a înviat. I-a spus, Lazare, vină afară, avem cu o duminică înainte de Paști, învierea lui Lazar. Și când a venit Lazar afară, deci Lazar, ce s-a întâmplat? Lazar și cu surorile lui Marta și Maria erau un fel de prieteni de familie cu familia Maicii Domnului. Și ei se mai întâlneau.
Și cumva știau toți, măi, uite, Mântuitorul n-a putut să-l ajute pe prietenul lui, pe Lazar, dar Mântuitorul l-a lăsat ca să arate că el e Dumnezeu și poate și din morți să aducă pe cineva, ca la momentul când o să învieze și el să creadă ceilalți că el a avut puterea asta. Ei, după aceea, Lazar, evreii la timpul ăla, pentru că, bun, o ascuns în oarecare fel învierea Mântuitorului, că o plăti pe străjer să spui că noi dormeam noaptea și l-a furat. Da. Dar pe Lazar îl știau toți. Îl știau toți că a murit, îl știau toți că după 4 zile l-au scos din groapă, când trebuia să fie aproape putrid. Deci nu mai puteau să ascundă lucrul ăsta și atunci s-au sătuit între ei. Băi, îl omorâm și rezolvăm și problema asta. Adică întotdeauna dădeau în extrema asta. Și atunci apostolii ce au zis? Aflând lucrul ăsta, măi, te luăm și te ducem în Cipru. Și l-au făcut episcop și l-au pus în Cipru, episcop peste biserica din Cipru. Și el era acolo. Ei, după un timp, trecând ani, și Maica Domnului nu era orice femeie, era Maica lui Dumnezeu, cum se zice. Era dor să o mai vadă. Dar știa situația că dacă se duce la Ierusalim, mai ales acum și ca episcop, și așa erau vânați pe acolo toți creștinii, cam ce l-așteaptă. Și atunci i-a trimis un răspuns Maicii Domnului și o barcă de acolo din Cipru, la Cimărim, erau atunci o corăbioară, măi, zice, uite, te rog, vino, că vreau să te mai văd. Că trecuse ani, oarecum, așa, o serie de ani de atunci. Și Maica Domnului s-a urcat cu Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, univa se spune că ar fi fost și Sfântul Marcu, și o pornit spre Cipru. Cipru. Dar nu era ca acum corăbii de alea cu 5 etaje, cu motoare, care înfing orice, poți să biruiască orice valuri, orice furtună. Cum era? Cu pânzi, cu de-astea. Și s-a ridicat furtună pe mare, din îngăduința lui Dumnezeu, și corabioara purtată pe valuri, în loc să ajungă în Cipru, a ajuns în zona asta. Zice, univa spune la limanul lui Clement, la unii mănăstirea Iviru acum. Și zice, când a ajuns acolo, s-a liniștit furtuna. Și Maica Domnului, când a văzut, a ieșit un soare, deodată s-a liniștit furtuna și strălucea vârful Atonului, așa cum se vedea din larg, în mare, de o frumusețe. Și când a văzut cât e de frumos așa muntele ăsta, și-a zis că Dumnezeul meu și Fiul meu, te rog, dăruiește mie muntele ăsta, să-l am eu în grija mea, să fie loc de liniștire pentru cei care vor să vie aici. Și zice, eu veni răspuns din cer și o să fie ții după dorința ta, Maica mea, ca locul ăsta să fie sub ocrotirea ta și loc de liniștire pentru toți care vor să se retragă aici. Și atunci mă zici că Maica Domnului o pășit pe uscat, acolo ne-o pășit, i-au izvorât un izvor de apă dulce și zice, în momentul în care ea o pășit pe uscat, s-o cutremura vârful Atonului. Și pe vârful Atonului exista idolul Apolon, că la timpul ăla știm că erau închinătorii la idol, mai ales elinii vechi cum era, și era un idol Apolon de 30 de metri din marmură și spăit el cu aur cum era și în frunte avea un ochi de rubin, că zice dimineața când răsărea soarele de acolo și bătea în rubinul ăla, reflecta ca un alt soare, atât era de puternic. Și zice, în momentul în care s-o cutremura muntele, diavolii de pe vârful Atonului, care erau acolo în idolul cealaltă, au început să urli și să țipi toți. Ieșiți în întâmpinarea Maicii lui Dumnezeu la limanul lui Clement când părăția noastră s-a terminat. Și în momentul ăla, ca și cum a avut explozibil, zice, idolul ăla s-a făcut mii de bucăți. Și vă dați seama, toți cei care se închinau lui acolo și auzi că a venit un Dumnezeu mai puternic ca a nostru. A nostru s-a terminat. Adică ca și cum a murit. Și unii au spus, la limanul lui Clement, tăzi viteză la limanul lui Clement. Și când s-a dus aici, ce se vadă? O femeie izmerită, cuvincios, cu Sfântul Apostol Ioan lângă ea, și dar cine ești tu? Și atunci el i-a spus istoria mântuirii, cum l-a născut pe Mântuitor, așa, și zice, ia un creștinat prima dată pe cei care erau în Atos. Și de asta univa în tradiție se spune că o înconjurat tot Atosul pe jos și este univa Panagia mai jos de vârf, o bisericuță numită Panagia, Preasfânta, că zice, acolo s-ar fi odihnit Maica Domnului când a ajuns. Deci au înconjurat Atos, o încreștinat și după aia și-o văzut de drumul ei. Dar din clipa aia au luat în grija ei Sfântul Munte. Și după aia, pe parcurs, au început să facă mănăstiri. Bineînțeles, dacă aici Atos a început să pustiască, dacă s-a terminat cu închinătorii la idoli, nu era atât de prielnic de viețuit în el. Și atunci au plecat, care locuiau pe aici ușor, ușor, și așa. Și de când a dat drumul libertatei creștinismului Sfântul Împărat Constantin cel Mare, 300. Atunci s-a început mănăstirea. El a făcut biserica din Careia Protatu. Primul el a făcut, după aia fiul lui a făcut Costa Monitu, adică mănăstirea lui Costa, fiul împăratului Constantin, după aia Teodosie cel Mare a făcut Vatopedu și de atunci a fost prima poruncă a Maicii Domnului. Deci după 300 au început toate construcții. Da, de atunci au început așa. Și zice,
cumva interzicerea femeilor în Atos, că femeile n-au voie în Atos, s-au pornit tot de la Maica Domnului. Și la Vatopedul, când o făcut ăsta, împăratul Teodosie, mănăstirea, au fost printr-o minune. Fiul lui plecase cum era atunci, era legătura între Constantinopol și Roma. Mai mergeau dintr-o parte în alta. Și au plos corabia plecată, în corabia aceea era și fiul împăratului. Și era un copil, nu știu, că avea vreo 12 ani acolo. Și era și el, s-a dus, eu zis ăștia, l-a dat la usuit în primirii, măi, luați-l și pe voi cu, pe el cu voi. Ei, când a ajuns în dreptul Atosului, s-a ridicat o furtună mare, dar mare de tot. Și el fiind și el, și pe punte, să vadă cum lucrează corăbierii. Și a venit un val, l-a aruncat în mare. Furtună de aia, corabia purtată, cine să-l mai scoate, de unde să-l mai scoate. Și corăbierii, după lupte de ceasuri întregi, s-au istovit. Ei, și ușor, ușor s-a liniștit marea. Și corabia a venit spre uscat, o tras și ei, cum se zice, să-și tragă sufletul la mal în partea aceea, deznădăjduiți cum ne duce la împărat fără fiul lui, l-a dat în pază. Ei, și când la Vatopedul coboară pe uscat, îl vede pe copilul sub o tufă dormind la soare. Și fusese în larg în mare, vă dați seama, imposibil să zici că l-au adus valurile. Și zice, copilul, împărate, măria ta, dar cum ai ajuns aici? Zice, în momentul în care am căzut în mare, o femeie îmbrăcată, așa cu vincios luminoasă, cu un prunc în brațe, zice, m-a luat, mă ridicat, m-a adus aici și a spus să stau liniștit, că o să veniți să mă luați. Și am stat la soare până m-am uscat și am adormit. Și când au auzit ei, l-au luat, s-au dus și au spus împăratului. Și împăratul a spus, acolo vreau să fac o mănăstire. Da, să se numește și Vatopedul, cu copilul din adânc. Nu. Vatos, nu-i din adânc, înseamnă rug cumva. Deci cumva, adică copilul de sub rugi. Cam așa ceva, că era o tufă de rugi de astea acolo. Și cumva copilul de sub rugi s-a luat denumirea. Și atunci au construit mănăstirii așa. Ei, după ce au construit mănăstirea, au pus icoane mari frumoase, sora la copilul ăsta, cum ar fi fiica împăratului, că acum mai trecut ani până a construit el mănăstirea, și mă duc și eu să mă închin la mănăstirea construită de tatăl meu. Deci până atunci veneau aici femei? Da, era liber, cum se zice. Da. Cine vrea să vină. În momentul cealaltă în care a intrat ea în biserică și s-a apropiat de icoana Maicii Domnului, a devenit vie icoana. Și a spus, femei, oprește-te. Că zice, Sfântul Munte, că na, asta venise ca fiică de împărat, ca împărăteasă cumva. Sfântul Munte are împărăteasă. Și din clipa asta să nu mai intri nicio femeie în Atos. Întoarce-te înapoi. Și atunci ea s-a închinat și s-a întors înapoi și a fost prima poruncă a Maicii Domnului. Mai târziu... Din icoana înviat Maica Domnului. Icoana Maicii Domnului s-a arătat ca vie în icoană. Da, da. Deci, după aia a devenit teară cum ia icoană. Doar în momentul ăsta cât i-a vorbit. După aceea, mai târziu, deci au trecut ani, după căderea Constantinopolului, știm că regina Maro, deci era fiica regelui Serbii, din motive politice, a fost forțată să căsătorească cu sultanul turc, cum era la timpul lui celălalt. Dar eu accepta să rămână în credința ortodoxă. Ea a cerut, accept, dacă numai decât asta e, nu este altă cale, dar mă las, știi, las cum vrei tu. Și ea și-a făcut paraclisul ei acolo la palat, ea se ruga, ea așa. Ei, după căderea Constantinopolului, ea s-a dus și ce putea din lucrurile valoroase, ca să nu-și bată joc turcii de ele, li lua deoparte, ca să li protejeze. Și așa au ajuns în mâinile ei darurile magilor, aur, smirnă și tămâie. Și ea acum se gândea, măi, nu-s vrednic eu să li păstrez asta, că asta a fost adusă de magi, cum era la timpurile vechi, de persani, cum era, a fost adusă mântuitorile, adică au valoarea lor, a fost atinsă de mântuitorul, de Maica Domnului. Și zice, să li duc la o mănăstire în Atos. Și la ce mănăstire? Și s-a gândit ea că mănăstirea Sfântul Pavel, de care aparținem și noi, îi jumătate erau sârbi la timpul cealaltă, jumătate greci, jumătate sârbi. Și zice, le duc unde sunt și din neamul meu. Și au venit la mănăstire, dar vreau să le duc eu până în biserică, a spus. Și când o coborâ la mare, o porni cu suita spre mănăstire. Părinții au ieșit în față și la jumătatea drumului a apărut Maica Domnului în față. Și a spus, femeie, ce cauți aici? Nu știi că femeile nu au voie în Sfântul Munte? De ce ai venit să-ți mintești pe fiii mei? Lasă darurile tale și întoarce-te înapoi ca să nu pățești ceva rău. Și atunci ea și-o cer iertare la Maica Domnului, o dărui părinților darurile și s-o întors înapoi. Adică din nou întări Maica Domnului porunca că femeile n-au voie. Și asta a fost ultima oară când cineva mai încerca fără femeie să mai intre aici. Da, deci așa a zis, este univa în tradiție, adică nu este
specificate exact, dar univa în tradiție este că pe timpul turcilor, când au cucerit Turcia Atosul, nici nu îndrăzni să încalce lucrul ăsta. Era un pașă ca reprezentant a guvernului de afară în Atos la Careia, dar nici el nu și-a adus femeie. Mergea cu catârul, înconjura și el, era prin Atos, era ca reprezentant. Dar nimeni nu îndrăzni. Dar la un moment dat, zice, că la ăștia mai mari de la Salonic, pașe care erau acolo, femeile lor au spus, bă, dar ce cu muntele ăla? Noi de cine avem voie? Măi, e o lege, așa nu putem să o încalcăm nici noi. Le era frică și lor. Zice, dar de ce? Uite, nu-i voie femei. Dar dacă ne îmbrăcăm în bărbați? Da, ei până la urmă, îmbrăcați-vă, hai, și așa nu știe nimeni. Și le-au îmbrăcat în un fel de soldați și pe femei. Și au zis că când s-au apropiat de port cu corabia, s-a ridicat o furtună și au început să învârte valurile așa, și când a trecut un val, au zis că piste corabii, le-au luat numai pe femei și le-au aruncat în mare și le-au necat. Și au zis că strigau turci, Allah, Allah, dar le-au făcut curățenie și s-au întors repede înapoi, nu le-au mai trebuit. Și nu au îndrăznit nici să încalce lucrul ăsta. Deci Maica Domnului, totdeauna când au fost momente anumite persoane, și chiar eram odată, vineam de la Salonic, am venit până într-un sat cu un autobuz, de acolo eram într-o stație de autobuz cu mulți ani în urmă să vină încoace. Și era un bătrânel acolo la vreo 80 de ani în stația aia. Și de unde ești? Zic, din Sfântul Munte. Ah, așa, da, Sfântul Munte. Și am auzit și eu multe, adică în viața mea, minuni de acolo, nu știu ce. Zice, uite, acum recent, zice, au vrut asta, ministra cultelor, că era o femeie din Grecia și a spus, cum adică, eu ministra cultelor și n-am voie să intru în Atos, eu mă duc și intru peste orice legi. Și-o porni, zice, și-o venit la Uranopole și-o leșinat acolo, odată cu salvare, o dus acasă și a doua zi o muri, zice, și-o liniștit pe toți, zice. Îmi povestea bătrânul ceala, deci era din experiența lui. Adică, cum Maica Domnului pune o limită? Pentru că e grădina ei. De asta eu întotdeauna, adică am vorbit și vorbesc de Maica Domnului cel mai și mult. De asta și... Și chilia, deci intrarea Maicii Domnului în biserică și cele mai multe hramuri în Atos sunt în cinstea Maicii Domnului. Pentru că e stăpâna locului ăsta. Și cea mai rugăciunea, cea mai potrivită pentru noi, care ar fi? Sfântă prea născătoare de Dumnezeu, simplu, Maica Domnului? Simplu, deci e Maica Domnului și mama noastră, poți să spune Maica Domnului ajută-mi. Dacă spui cu toată inima asta, Maica Domnului ajută, Maica Domnului nu mă lăsa. Adică, simplu ca la o mamă, când spui Maică, mamă, adică deja ți-o apropii sufletește deodată. Adică să fie, cum am spus, de la inimă la inimă, din toată inima. Dacă cerem cu toată inima lucrurile astea, nu se poate să nu ne ajute Maica Domnului. Deci din toată inima și cu drag să cerem ajutorul și atunci ea ne ia în braț. Da, copilul meu, ce ai nevoie? Cât de frumos să rămână, mulțumesc! Trăim o perioadă în România unde foarte mulți tineri avem și mulți tineri, nu vreau să generalizez, care îl caută pe Dumnezeu, merg la mănăstire, vin și aici la Atos, deci avem o grămadă de tineri care sunt în căutarea Domnului, dar trăim o perioadă unde foarte mulți tineri se duc spre deznădejde cu tot felul de lucruri, prostii, cu droguri și cu toate astea. Ce aveți să spuneți despre asta? Ce se întâmplă? Deci în momentul în care nu l-ai pe Dumnezeu în viața ta, ai toate tentațiile cealaltă. Și de multe ori, la mulți copii, pentru că nici părinții nu sunt pe calea lui Dumnezeu, ei cresc în felul ăsta cum vă la părinți. Că viața ai să te distrezi, poate și părinții nu vedem că divorțurile au depășit 50%, deci permanent, adică asta văd la părinți, că e viața așa, sau e beție, sau e una, sau e alta, deci totul pornește ca exemplu. Ce exemplu eu ei de când sunt mici? Și de asta pentru ei, adică nu au un sprijin să vadă că părinții seara își pleacă împreună genunchii la rugăciuni, se roagă, duminica frumos, îmbracă și pe ei, hai la biserică. Asta nu-i habonicie, asta face parte din viața noastră, ca duminica să mergem, să stăm de vorbă cu Dumnezeu, să cerem ajutorul, să ne împărtășim, să primim putere, cum se zice, să mergem mai departe, mai ales în timpurile astea de nebunie, cât nevoie avem de așa ceva. Ei, copilul are nevoie de exemplu părinților. De aici pleacă, neavând de exemplu părinților, modelul. Pe el, da, el întotdeauna poți să-i spui tu, băi, nu fuma, și tu ești cu țigara în gură. Deci, adică el nici nu bagă în seamă ce îi spui, el ce vede. Tu vii în patru seara, beat acasă, spui, băi, vezi că băutura face rău. Adică copilul deja tu îi transmiți lucrurile astea, deci contează foarte mult puterea exemplului. Iar copiii, care cum cresc ei așa, deci trebuie să știi un lucru.
Că fără Dumnezeu nu o să reușească niciodată în viață. Chiar de șadunii partea materială, dar niciodată nu o să fie împlinit sufletește. Și asta înseamnă că o să fii nefericit toată viața. Că de fapt omul ce își dorește? Să fii fericit. Nu înseamnă că a fi fericit când ai greutăți. Nu. Ai greutăți, ai necazuri, că zice că fericirea și asta vine prin cruce. Adică ia să vedem dacă tu ți-i foame, da? Și vezi și altul amărât că-i foame și iei bucata aia și o dai la aceala și-l vezi pe ăla împlinit, îți mulțumește, mulțumește lui Dumnezeu. Tu când pleci de acolo, chiar de ai foame asta trupească, dar ai împlinirea sufletească. Măi, am făcut pe cea zâmbească. Am lăsat doi oameni, trei copii, uite, fericiți acolo, că sătui și chiar de mie mi-e foame. Nu vede că mama face lucrul ăsta? Hrănește copiii. Și dacă zici, mamă, dar tu nu mănânci, nu, că eu sătul, și ea poate nu a mâncat de două zile, dar vrea să-i vadă împliniți pe ei. De asta spune că dragostea mamei e cea mai apropiată de dragostea lui Dumnezeu, pentru că merge până la jertfă. Dacă a căzut copilul într-o apă de 3 metri, mama nu se gândește că știe sau nu știe să înnoate, ea s-aruncă direct să-l salveze, chiar să neacă și ea. Dar zice, tata nu are aceeași jertfă, el nu purta copilul în pântice. El prima dată se gândește, bă, știu să înnot, ceasul ăla Rolex, o să mi-l dau jos. Și după aia sare, deci el gândește, dar mama nu mai gândește, la ea dragostea merge până la jertfă. Și de asta, vedem, noi avem nevoie să ne luptăm, să dobândim din dragostea asta. Dragostea asta a mamei pentru copiii ei. Și trebuie cumva, adică să încercăm să-i privim pe cei din jurul nostru, ca și cum ar fi copiii noștri, frații noștri, au nevoie de ajutorul nostru. Că citeam un lucru frumos la cel mai bogat om din India. Și era întrebat, i s-a luat un interviu, măi, ești cel mai bogat, ești fericit? Zici, hai să vă spun ceva. Zici, eu tot am adunat, au avut să-și o moștenire de la părinți și după aia a început a face și tot aduna. Și tot timpul avea o lipsă. Spunea, dacă o să mai dobândesc, nu știu ce afacere, ce fabrică, ce avion, o să fiu fericit. Li dobândea? Golul din interior era gol. Ei, și tot așa, și tot gol. Și la un moment dat vine un prieten și îi spune, măi, zice, vrei să faci un bine? Ce trebuie să fac? Uite, sunt 250 de copii cu dezabilități, care nu pot să deplaseze. Vrei să le ajuți să le iei 250 de căricioare? Cum să nu? Ia de aici banii. Nu. Vină tu cu mine să le cumpărăm. Și totul ăsta le-a cumpărat împreună, un tir de la două, trei, cât a trebuit acolo, le-a adus, zice, hai să le dăm împreună la copii. Și s-a dus la centru ăla. Și scoteau căriciorul și ei împreună luau și puneau copiii acolo. Și punea câte un copil și vedea el ce făcea după ce punea copilul în căricior, începea să alerge copilul pe acolo, să râde, să bucuri, că putea să deplaseze, că erau de asta automatic, cum era electrici, deci și-o văzut el copii, alergau, râdeau toți, deci nu-i era nimeni trist, nu conta în ce stare sunt ei, dar se bucurau. Și a început să simte și el bucurie. Și la un moment, când a pus un copil acolo, ăla l-a îmbrățișat de picioare și nu-i mai dădea drumul. Și l-a privit așa în față, zice, copilul meu, mai vrei ceva? Zice, nu, vreau să-ți privesc fața, ca atunci când o să ajungă în rai, să-ți pot mulțumi și acolo ce ai făcut pentru noi. Și abia atunci au izbucnit el în plâns, zice, când a văzut lucrurile ăla. Și zice, abia atunci am fost fericit. Deci când a fost fericit, deci a adunat toate bogățiile și era nefericit în momentul în care o dat. Deci când a făcut fericit pe alții, abia atunci s-a împlinit el fericit, s-a simțit el fericit, împlinit. Deci vedeți, mai fericit este a da decât a lua. Noi tot alergăm după fericire, adunând lucruri materiale. Dar de fapt ce se întâmplă? Murim nefericiți. Dacă noi am înțelege lucrul ăsta cu adevărat, n-ar trece zi în care să nu facem fericit pe cineva. Și din fericirea celuilalt, ni hrănim noi sufletește și o să ajungem la un moment dat că tot bucurând pe cei din jur, ajungi la dragoste. Și dragostea ce face? Te hrănește. Dragostea te umple de bucurie. Deci tu simți că plutești în fiecare zi. Și mulți zice, bă, dar tu ești tot cu dacia aia, ce ești fericit? Ești tot cu casa aia, n-ai mai pus un etaj, de ce ești fericit? Tu nu știi ce să le spui, dar știi că ești fericit. Tu în fiecare zi, slavă ție, Doamne! Ce frumoasă e floarea aia, pasărea aia cum cântă. Uite așa, tu li vezi astea, că tu ești fericit și tu li înțelegi. Și ceilalți zice, hai băi, parcă cine ai mai văzut păsări? Da, dar tu înțelegi altfel. Libertatea păsării, nu că zboară o pasăre. Pasărea aia care nu e legată de nimic, care știe că Dumnezeu o hrănește, ea nu adună, nu face. Tu înțelegi altceva. Floarea aia cu mirosul ei, care și când o calci floarea aia și moare, ea tot îți dă parfumul și nu te urăște. Ei, începi să înțelegi din lucrurile astea care le-a pus Dumnezeu în jurul nostru
prin dragoste. Că atâta timp cât tu nu ai așa ceva, tu nu înțelegi. Tu mergi cu 200 la oră și tu nu mai vezi cum flori ceva, nu mai vezi un copac, nu mai vezi o pasăre, tu vezi, ah, trebuie să mă duc afacerea aia, că afacerea înseamnă bani, trebuie să văd cu tare, calci peste oameni, peste tot, tu nu mai vezi pe nimeni, dacă la semafor s-a venit un cerșător, îl înjuri și pleacă de aici, că tu mă deranjezi, că miroși, că nu știu ce, tot timpul tu nu mai vezi lucrurile astea. Și de fapt, asta e mântuirea noastră, asta e calea spre mântuire și Dumnezeu ne dă permanent șase de mântuire. Noi zicem, bă, ies de aici colo și mi ies unul în față, dă bă și mie ceva. Dumnezeu l-a trimis să vadă inima ta înclină, să-l ajute, te duce încolo, hai mă vecine și ajută-mi, eu căzut gardul, lasă-mă că eu s-o obosit. Ei, Dumnezeu îți dă șansa să faci un bine permanent în viața noastră, zice, nimic nu-i întâmplător. Orice întâlnire cu un om e o rânduială al Dumnezeu. Îți dă o șansă de mântuire, făcând bine și chiar ăla care iese și te înjură. Dumnezeu îți dă șansa. Cum reacționezi tu ca om? Poate el te înjură și spui, băi, să ai o zi bună, vecine. Și ăla te înjură și a doua zi. Să ai o zi bună, vecine. Dumnezeu să-ți ajute. Ei, după 3-4 zile, se duce ăla și nu mai poate dormi noaptea. Băi, l-am înjurat de atâtea ori și ăsta ce murează. Și îl schimb pe ăla fără să-ți dai seama. Prin bunătate. Zici, niciodată un om rău nu-l schimb prin rău. Zici, un om rău, prin bine îl schimbi. Făcându-i bine permanent, că spune la Sfânta Scriptură, îngrămădești cărbuni aprinși pe capul lui. Și asta ce înseamnă? Nu că-i doar cărbuni, îi trezești conștiința. Și el face rău, tu faci bine. Și atunci, la un moment dat, începe să trezească ăla. Băi, am înnebunit, stai un pic, ăla îmi face bine, eu am făcut atâta rău. Și începe să caute căi să împace cu tine, că își dă seama că de fapt ei dori numai binele. Deci binele, în afară că nu are margini, nu are limită și duce la dragoste. Și Dumnezeu ne dă șansa permanent să facem bine. Nu contează la nivelul nostru cel mai mic, acolo la nivelul tău și acolo poți să faci bine. Și chiar din ai casă și dormi sub un gard, ei, și acolo poți să mai ajuți unul care doarme alături de tine. Deci tot timpul poți să faci bine. Totul depinde de noi. Și atunci Dumnezeu nu spune că tu dacă n-ai avut milioanele alea să-ți ceară de cine ai dat milioane. Nu. Care a fost nivelul tău? Doamne, am dormit sub acoperiș. Sub acoperișul ăla era cineva, era. Ei ajutat și pe cia? Ți-a fost milă de aia când ai primit o bucată de pâine, ai împărțit-o cu ceilalți? Adică la nivelul tău. Adică tu cum ai reacționat? Ți-a fost milă de cei din jur? Ai făcut binele după putere? Totul depinde de noi. Mulțumesc frumos. Părinte, acum că suntem în ajunul Crăciunului, ce... și mai ales că și la noi sărbătoarea Crăciunul este o sărbătoare importantă, dar cumva în ultimii ani a luat așa o altă față. Mai important este tot ce înseamnă comercial, adică să avem cât mai mulți brazi, să avem cât mai multe ornamente și cumva poate uităm că de fapt este noi sărbătorim de fapt nașterea Domnului. Ce mesaj aveți de transmis? Ce se întâmplă? Întotdeauna vedem un lucru. Există întotdeauna și cei care, acum mai nou, marketingul ăsta, fiecare să-și scoate ceva să-și vândă. Da. Și cum se folosesc? Se folosesc, din moment, pentru ei nu contează. Că e o sărbătoare creștină, că e păgână, ei vor să-și vândă marfa. Asta este. Și atunci vedem. Adică dacă e nevoie să facă icoane, fac icoane. Dacă e nevoie braz, dacă e nevoie cutare. Deci își, cum se zice, la fel cum vedem la Sfântul Macarie, este un lucru că vede odată era el în pustia lui, îi stătea să ruga și vede un diavol, un drac de ăsta mare, zice, mergea și avea agățat pe el tot felul de ticvulițe. Și se minuna ăsta, că a turnat sute pe el. Și băi, dar unde te duci? Mă duc la mănăstirea aceea. Dar de ce? Și păi cum de ce? Nu vezi că te-am pe mine? Dar ce-s cu astea? Mă duc să duc gustări fraților. Adică mă duc să încerc cu ispite și dar de ce așa de multe? Păi dacă nu-i place una, probez alta și alta și alta. Adică am atât de multe că dacă mă duc printre ei, poate tot să agață ceva. Ei, la fel și aici, dacă intri într-un magazin de ăsta, sunt atât de multe, dacă tu te-o trimiți nevastă pe o lingură de plastic, tu vii cu două sacoși acasă de tot felul de lucruri care doar din cauza că li vezi. Ei, la fel, asta există lucrul ăsta. Ei, aici trebuie să avem noi discernământul între sărbătoare și partea asta. Da, ai copii acasă, vor și ei să bucure, să fie umbrat, să fie împodobit, să fie ceva.
Dar noi nu trebuie să pierdem sensul sărbătorii, care ce sărbătoare? Nașterea Domnului. Deci e o sărbătoare de bucurie. Și asta ce înseamnă? Deci în afară de lucrurile astea, cum am zis, că împodobești și tu frumos, că, na, adică dai și un sens de sărbătoare, împodobești frumos, că aștept nașterea Domnului, dar să nu rămâi aici. Postul să fie post, nu că cu două zile înainte de Crăciun, de nașterea Domnului, ai tăiat porcul și faci chef că când te-o vine nașterea Domnului, tu mergi în patru. Deci nu trebuie să fie lucrul ăsta, adică nașterea Domnului să o primim cu drag, frumos, luminos. Și asta ce înseamnă? Să duci postul până atunci, să te spovedești, în sărbătoarea asta frumoasă a nașterii Domnului, a bucuriei, să te împărtășești. Și după aia vin acasă și masă bogată, nu zice nimeni. Dar nu să transformi masa aia bogată iar în beție. Servește un pahar cu tare, adică toate cu limită. De ce o spus Sfinții Părinți, dreapta socoteală? Nu să depășești limita aia ca sărbătoarea să o transformi în ceva în care nu mai știi de tine. Adică să fii sărbătorită frumos. Și să nu uităm că nașterea Domnului nu-i doar nașterea Domnului să o termina ziua aceea. Sunt trei zile de sărbătoare atunci. Este și soborul Maicii Domnului după nașterea Domnului, după aia este și Sfântul Arhidiacon Ștefan, sunt trei sărbători frumoase una după alta. Și atunci, dacă se poate, cei care, ca atunci majoritatea sunt liberi, de ce să nu te duci în fiecare dimineață două ore la Sfânta Liturghie? Ia după amiază frumos în familie, bucură-te, du-te la rude, du-te mai departe, întâlnește cu toți acolo, bucură-te de ei. Pentru că acum s-au ajuns, adică totul, cum a zis, comercial, doar așa, nu, să fii întotdeauna început cu Dumnezeu, împreună, să bucure cu toți acolo la biserică de Hristos și după aceea ne bucurăm de sărbătoarea Domnului. Aici intervin ceva pentru unul din cei care ne privesc. Starea asta e luată de la yoghini. Noi creștinii nu stăm cu mâinile așa. Asta înseamnă că noi încercăm să ne încărcăm obiceiuri orientale, nu. Noi creștini ori suntem așa cuvincioși sau mâinile la piept, noi, astea, deci nu adică cumva asta, doar preotul când este la Sfântul Altar ridică mâinile în sus și invocă venirea Duhului Sfânt. Dar noi creștinii, pentru că noi luăm multe influențe acum în afară din direct sau de pe internet, când spuneam mulți, părinte, dar am găsit că trebuie să stau, n-are nicio treabă lucrul ăsta. Noi creștini, la noi totul e cuvincios. Vedeți? Noi nu suntem așa sau așa, noi mâinile la piept sau mâinile așa acolo la Dumnezeu, cât mai strânși. Adică noi suntem, încercăm să fim smeriți. Adică nu, Doamne, cine sunt eu? Nu vedem că chiar în Evanghelia cu Vameșul și Fariseul sunt unii icoane făcute, Vameșul e la ușa acolo, Doamne, sunt păcătos, iartă-mă. Și Fariseul zice, Doamne, nu vezi ce burta am eu, ce grozavă sunt eu, ce bogată și dau 10 din toate, el se lauda de fapt lui Dumnezeu. Și de asta noi să fim un pic atenți cu asta. Am deviat un pic de la subiect, pentru că trebuie să fiu atent. Mie îmi place când o văd pe un om greșește univa, nu că îl cert, dar ca să înțeleagă că acolo nu-i bine lucrul chiar ăsta. Vă mulțumim. Da. Și să revenim aici cu sărbătoarea asta. Deci sărbătoarea să fie sărbătoare. Și aici îmi amintesc, făcut de cineva ceva foarte frumos, spunea că era un tată și avea vreo 5 copii. Și încetul copiii au crescut mari, au făcut facultăți, prin străinătate au plecat toți. Unul era în America, unul era în Anglia, unul nu știu ce. Ei, la început vinea o dată pe an. S-au căsătorit acolo și au făcut familie, aveau copii și vinea o dată pe an, după aia vineau la 2 ani, după aia tot mai rar. Și acum au ajuns, trecuse vreo 3-4 ani, nu a mai venit niciun copil. Tot aștepta tata, mama murise, cum ar fi, era doar tata acasă. Avea omul peste 80 de ani. Și tot pregătea și el masă, copii, da, tată, o să venim. După aia, pac, îi trimitea răspuns, tată, a intervenit o afacere, știi că am magazinul ăla, știi că toți aveau afaceri. Și treceau și au trecut 5 ani, niciun copil acasă, nu mai aveau timp. Și deodată, cu două zile înainte de Crăciun, primesc toți telegrame. Veniți urgent, tata a murit. Deodată au căzut toate afacerile, rapid, unii au avut bilete de avion, ce? Și au ajuns exact în ajunul Crăciunului atunci, cum ar fi a nașterii Domnului, seara deja, au ajuns acasă, triști, îmbrăcați în negru, cu nepoții după ei, toți. Atunci toți 5 copii au căzut toate afacerile. Au ajuns la ușă, nu au mai bătut, că doar la unul care a murit nu mai bați la ușă. Au deschis ușa, au intrat înăuntru, au văzut în salon acolo lumânarea prinsă, zice, oare unde l-a pus pe tata?
Și-o intrat și se uitau ei. Și în momentul ăla îți deschide ușa la bucătărie și iese tata zâmbind. Și că cum era să vă adun și eu odată acasă, că cine știe cât mai am de trăit, știi? Adică doar au găsit calea asta că au văzut, măi, tot timpul au afaceri. Dar vreau să-i văd și eu pe toți, să-i îmbrățișez pe toți odată, că am trecut de 80 de ani. Și în felul ăsta eu adun. Și zice că au petrecut cel mai frumos Crăciun, la nașterea Domnului din viața lor. Deci pildă e să ne bucurăm de Crăciunul ăsta cu toți, da, împreună. Cu toți împreună în familie, nu, cum am zis, aiurea, drogându-ne, bând peste măsuri, frumos, în dragoste, dar nu putem fără Dumnezeu asta. Și asta înseamnă că ne ducem împreună la Hristos, la biserică, ne împărtășim și după aia ne bucurăm cu toți împreună. Că nașterea Domnului e o sărbătoare a bucuriei. Dar dacă tu, cum am mai spus, mănânci până nu mai poți pânții rău, că se umplu spitalele la urgență, bei la fel. Deci cum prăznuiești tu nașterea Domnului și spui că-i bucurie când aia stau și plâng acasă, că Domnul scapă sau nu scapă ăla, că o mânca jumătate de porc, știi? Adică deja e extrema cealaltă. De ce să nu sărbătorești frumos încât să te simți liber, mintea limpede, să te bucuri de cei dragi? Nu se întrebe a doua zi, băi, dar cum m-am purtat? Că tu nu mai știi. De asta spune, sărbătoarea bucuriei. Bucuria ce înseamnă? Să-i bucuri pe cei din jur. Și atunci te bucuri și tu. Să rămână, Părinte, vă mulțumesc mult de tot, Doamne ajută. Crăciun fericit tuturor, sărbători fericite, vă mulțumim mult de tot. Să ne ajute Maica Domnului pe toți. Să ne ajute Maica Domnului și vă mulțumim pentru ce faceți pentru noi toți, pentru toți românii, că vă rugați pentru noi și vă dedicați viața pentru noi. Doamne ajută, vă iubim. Cum, deci Maica Domnului rânduiește pe toate. Noi din colțul nostru, cum spunem aici, ce putem transmite mai departe. Dar întotdeauna vedeți că eu încep și închei cu Maica Domnului. Să știm că Maica Domnului e mama noastră a tuturor. Și la orice problem, orice necaz, la ea să alergăm. Și nu numai atunci, când suntem bine și în bucurie și atunci. Maica Domnului, îți mulțumesc că ai mulțumim grijă Maica de familia Domnului. Mea. Doamne ajută! Îți mulțumesc, Maica Domnului, că ai grijă de noi. Întotdeauna să-i mulțumim, să nu fie zi și icoana ei pe perete la orice creștin cu Mântuitorul în brațe și cu candela aprinsă să fie locul ăla permanent în care când intri în casă să te uiți la Maica Domnului. Mulțumesc, Maica Domnului, că am ajuns la familia mea. Când pleci din casă să spui, Maica Domnului, ai grijă de mine și de familia mea. Mulțumim. Și atunci Maica Domnului ne ia în brațe. Doamne ajută, mulțumim frumos. Să trăiți, Doamne ajută. Să ne ajute, mulțumim. Maica Domnului. Doamne ajută.